România oferă ajutor Turciei după cutremurul devastator din această dimineață. Mai multe echipe de salvatori se îndreaptă în aceste momente spre zonele afectate. De asemenea, și un grup de studenți români a cerut intervenție ambasadei după ce au rămas blocați din cauza seismului. Turcia a cerut ajutor prin intermediul mecanismului european de protecție civilă după ce un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a zguduit din temelii țara. Departamentul pentru situații de urgență al României va trimite o echipă ROUSAR alcătuită din personal specializat pentru intervenții în caz de catastrofe naturale și va ajuta autoritățile de la Ankara pentru salvarea civililor care au rămas prinși sub dărâmături. Pe lângă ajutorul trimis prin intermediul echipei ROUSAR, România a pregătit și echipele de salvatori ale Inspectoratului pentru situații situații de urgență, echipa medicală a Smurd București, dar și personal specializat din cadrul forțelor aeriene al MEAPN. Printre miile de persoane afectate de cutremur se numără și un grup de români. Ministrul de Externe a anunțat că ambasada României la Ankara a fost contactată pe telefonul de urgență al misiunii diplomatice de către un grup de studenți Erasmus, cetățeni români, care se aflau cazați la un hotel dintr-o localitate afectată de cutremur. Grupul de cetățeni români, alcătuit din nou studenți și un profesor coordonator, a solicitat asistență consulară și sprijin pentru repatriere, astfel că o echipă consulară mobilă din cadrul ambasadei României la Ankara se deplasează în aceste momente la fața locului cu două autovehicule în vederea preluării cetățenilor români. Ministerul Afacerilor de Externe le amintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale ambasadei și secției consulare din Turcia. După tragedie, oficialii români au transmis mesaje de condoleanțe și au promis că țara noastră este pregătită să acorde ajutor autorităților. Turce. Gândurile noastre sunt alături de victime și familiile lor, după ce un cutremur devastator a lovit Turcia și Siria. Transmit condoleanțele sincere ale României către familiile victimelor și doresc însănătoșire grabnică pentru persoanele care au fost vătămate. România este solidară cu cei care au fost afectați de această tragedie, a transmis președintele României Claus Iohannis, și premierul Nicolae Ciucă a transmis un mesaj după tragedia din Turcia. Gândurile noastre sunt alături de oamenii din Turcia, alături de familiile victimelor și celor care au fost răniți sau afectați de cutremurul distructiv ce a lovit Gaziantep. România este gata să ajute, a scris Ciucă pe Twitter.